Bună ziua, numele meu este Ivan Gabriel, pescar de muște. Adică prin muște. Prindeam odată, acum le mai construim noi pentru păcălitul peștelui. Sunt pe canalul de la Prundu, 27 aprilie 2015. A fost foarte bine că am venit aici, am aflat o informație despre o baltă de caras de la Albăta. Se zice că a dat, unul zice că merge, altul zice că nu merge, că a băgat primarul pește și doar să te neuvoie, care mai scapă. Și alta este la Gligan, fără plată, am să încerc să ajung și la cea de la Gligan, că îmi place mult pescuitul, și mai trebuie la Căldărară. Până una alta, hai să vă arăt, canalul aici, cum arată la... Și cum sar peștii pe canal. Se joacă peștișorii în perioada de prohibiție. Unde sunt cercurile acelea? Se joacă ei. Adică mă ispitise cineva să bag țapa arina, da. Nu e frumos așa. Nu e recomandat. Să văd și e de treaba lor. E canalul oprit, scăzut. Jos. Pe acolo în jos să luau șale. Au ce sar și obleți în partea cealaltă. Aproape de insula aia. E pește, e mult șalău, oblete. Șalău e după, la vânătoare după obleți. E plin pe curentul. O, dar sar și în jos, până pe râu, încolo. Sar obleți. Avem pește. Așteptăm să se deschidă. Sezonul. Să putem să pescuim. Cum e un frunzit. Acolo este autostrada. Poate am timp să merg și o să caut niște râme să dau la pescuit la un caraz la mine, la băltuț acolo la vecină. Se adună niște nori pentru ploaia de mâine. Tenori învolburați pe partea asta. Să văd când ies eu, că vreau să fac o ieșire la caras.
Uităm pe nor, ce e pe nor. O fi vreun îngeraș, mă. Acesta e nor. Minune de la Dum. Sănătate, numai bine.